Creștinii ortodoxi din Sălaș și nu numai sărbătoresc pe data de 25 martie a fiecărui an Buna Vestire, cunoscută și sub numele de Blagoveștenie sau Ziua Cucului. Această zi este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului și este legată de o serie de tradiții și obiceiuri specifice. Tradiția spune că în această zi, aducătoare de veste minunată, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat. Străbunii credeau că cine se ceartă în această zi va avea necazuri tot anul. În anumite zone, pentru a avea roade bogate, pomii se amenințau cu toporul și se stropeau cu țuică. De Buna Vestire se poate ara, însă nu se poate semăna, ca să nu mănânce păsările boabele de sub brazdă. De Buna Vestire este dezlegare la pește, iar tradiția spune că acela care gustă pește în această sărbătoare se va simți tot anul precum peștele în apă. Străbunii credeau că pescarii nu au voie de Buna Vestire să arunce mămăligă în apă, pentru că mor peștii. Ziua de Buna Vestire este cunoscută și ca Ziua Cucului, deoarece cucul începe să cânte și astfel anunță sosirea efectivă a primăverii. În alte zone ale țării se obișnuiește ca fetele de măritat și flăcăii să întrebe cucul când se vor căsători. Dacă se întâmplă ca după rostirea acestor cuvinte să cânte cucul, înseamnă că vor mai aștepta un an. Dacă nu se auzea cucul cântând, înseamnă că va urma o căsătorie în acel an.